veniți la protest. Veniți să apărăm copiii României, bogățiile României. Veniți să oprim jaful național care se întâmplă. Vor urma proteste mari pentru că trebuie cineva să pună stop acestor practici antinaționale, acestor legi care vin să ne vândă țara. Protestăm împotriva celor care vor România în genunchi, protestăm împotriva legilor naționale, vrem să apărăm copiii României, bogățiile, vrem să ne apărăm țara. Am ieșit în stradă pentru că suntem prea puțini în Parlament. Doar cu mijloacele parlamentare nu putem opri respingerea acestor legi. Ce se va întâmpla dacă nici de această dată autoritățile nu vă vor lua în serios? Eu cred că democratic românii o să măture actuala coaliție de la guvernare să nu mai ajungă la rotativă hoții cu hoții, să se schimb între ei. Împreună o să reușim să-i oprim pe hoți. Bine ați venit! Bine ați venit să protestați alături de noi, alături de tine. De unde ești? De la Neam. Din Ajud, bravo! Să vă trăiască, doamnă! Oamenii au venit de la Satu Mare, de la Bistrița. Pentru România, bravo! Pentru tine! E un protest al rezistenței normalității împotriva unui guvern care vrea să ne aducă la sapădlere. Împotriva unui guvern care vrea să ne ducă de râpă cu program. E un protest al oamenilor liberi, care vor să rămână liberi. Mulțumim pentru efortul pe care l-ați făcut să veniți aici și Doamne ajută să fie un meeting bun, să blocăm legile astea antinaționale și să putem să ne apărăm copiii. E foarte important. De o contramanifestație, acum am venit toți uniți aici sub un singur steag. Pentru copiii României, pentru bogățiile noastre și pentru a apăra țara. Sunt 10.000 de participanți, să nu vă mai uitați la televiziuni că o să spună 1.000-2.000, nu contează. Am venit să ne apărăm copiii, să ne apărăm bogățiile, să ne apărăm țara. Este cât se poate de justificat să ieșim în stradă democratic. Veniți și voi alături de noi și la următoarele alegeri să scăpăm de această ciumă din Parlament, PSD-PNL. Firea, să știi, noi nu vindem copii! 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 Națională. Acest guvern de zi ce trece își înfăptuiește un plan neomarxist. Vor să ne ia copiii, vor să ne ia resursele, vor să ne ia tot ce a mai muncit acest popor de-a lungul anilor. Vor să ne ia hidroelectrica, vor să ne ia pădurile, vor să ne practic să ne denatureze toate valorile pe care le-am avut și le-a dezvoltat acest popor. Și ne vedeți în spate, sunt românii, românii care nu vor să mai tolereze acest guvern trădător. Cei care vor să o monitorizeze. Ne apărăm bogățiile
Acum nu-i mai lăsăm. Le dăm semnalul că românii sunt uniți și că s-au săturat de bătaie de joc. Asta facem aici. Dreptate pentru România. Unirea face puterea. Să vă zic pentru ce protestăm, pentru că la televiziuni spun că noi mințim. Ieșim în stradă pentru copiii României, pentru bogățiile țării. E și ultima bombă dată de Iohannis, în care Black Sea Oil este scutită de impozitare, la fel ca și OMV-ul. Luptăm pentru bogățiile țării, de asta suntem în stradă. Multe televiziuni vor transmite distorsionat acest mesaj și de asta este important, măcar prin canalele alternative și cele locale, să transmitem corect informația. Luptăm până la capăt să oprim aceste proiecte de legi antinaționale. O să chemăm lumea și în momentul votului final și mergem către PSD și PNL să le spunem să respingă aceste proiecte de legi. Este incredibil ce se întâmplă și ce încearcă să facă acești guvernanți. Și de aceea noi cu 10% nu-i putem opri. Dar împreună, astăzi, când ați venit mulți din toate colțurile țării și din diaspora, avem o șansă. Dumnezeu să binecuvânteze România și fiți alături de noi! Tuturor românilor care astăzi sunt aici alături de noi. Fiecare sacrificiu pe care acest român îl face, România se va putea schimba. Veniți cu toții alături de noi pentru libertatea copiilor noștri și pentru libertatea României. Astăzi suntem aici pentru tot ceea ce nu fac acești oameni. De 33 de ani fură România. PSD, PNL, aceeași mizerie! PNL este o mizerie! PNL este o mizerie! PNL este o mizerie! Fraților, avem o singură șansă. Ori luptăm precum la 1918 să facem o țară unită și mare, ori ne lăsăm abandonată să ducă peste hotare. Avem o singură șansă să luptăm! Putem să dăm jos acești hoți. Nu-i lăsați să vă ia copiii. Haideți, legile pentru românii, nu pentru străini. Apărăm România! Apărăm România! Dacă ați fi aici, vă s-ar ridica părul pe șira spinării, am pielea găinii. România se trezește. E un mesaj așa de frumos, cu atâtea steaguri colorate, cu atâtea oameni care, odată cu renașterea primăverii, le renasc și lor speranța. Dumnezeu ne ajută și aveți încredere că o să putem salva România împreună! Uitați cât de mare e coloana. E de 5 ori mai mare decât de voi. Trăiască! 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 Trăiască!
Ceva. Am fost peste 20.000 de oameni, continuăm marșul nostru, nu ținem discursuri, nu pentru promovare electorală am făcut acest meeting, ci pentru că suntem prea puțini acolo în Camera Deputaților. Dacă PSD-ul nu oprește aceste proiecte de lege, va fi sancționat de români la vot și va fi aruncat la lada de gunoi a istoriei. Suntem singurul partid parlamentar care se luptă pentru țară. Vom avea zile de coșmar luni și marți în Camera Deputaților. Să fiți pregătiți să veniți miercuri în fața Camerei Deputaților să blocăm votul dacă continuă cu ideea asta nebunească și dacă stăpânilor de la Bruxelles le impun să voteze miercuri aceste legi. Nu încetăm, copiii apărăm! Nu încetăm! Cea mai mare bogăție sunt copiii României! Nu încetăm! Copiii apărăm! Nu încetăm! Copiii apărăm! România! Apărăm! România! Apărăm! România!
Ștefănuleț a venit singur la Arcul de Triunf. Noi iubim România și venim toți românii aici. Pentru că aici sunt luptele duse de români, nu de neamul lui Iohannis. Sper că mitingul ăsta o să-i facă să se oprească cu proiectele de legi nenorocite. Urmăriți-ne ce facem în Parlament și fiți alături de noi, că s-ar putea să fie nevoie săptămâna viitoare să ieșiți iar.